Dar, dar aveți o concretețe în discuțiile cu Mircea Lucescu. Ce mai face Mircea Lucescu? Mircea Lucescu, să zicem două lucruri. Din punctul lui de vedere, face bine. Da. Din punct de vedere al mersului echipei Dinamo Kiev, merge cum se poate. Okay. În sensul că echipa Dinamo Kiev joacă pe unde se poate, da, și nu poate să joacă, să aibă continuitate. Jucătorii străini brazilieni pe care i-a avut au plecat toți, nu mai sunt pe acolo. Are numai jucători tineri și jucători ucrainieni. Mulți dintre ei au promovat în prima echipă și echipa națională face cât de cât unele rezultate pozitive, însă Șahtiorul încă este al lui Akhmetov, care are situație financiară mult mai bună, care are posibilități și a mai ținut câțiva din jucătorii brazilieni vechi, pentru că, vedeți, el la Dinamo Kiev acum începuse acea perioadă să aducă tineri din Brazilia, să facă, să-i crească, cum a făcut și la Shakhtar. Da. Acolo ăia sunt și unii încă mai joacă, echipa este mult mai bună decât a lui, al Dinamo Kiev. Da. Ca perspectivă este, dar din câte a zis și în presă și a zis precis, nu mi-a spus mie, dar așa cred că gândește, mie mi-a spus altă dată că poate anul ăsta să fie ultimul, că îi ajunge și lui și trebuie să aibă grijă de el, să odihnească, să-i fie liniște și mai departe. Probabil că dacă lucrurile vor merge tot așa, în iarnă mai puțin probabil, dar la vară va spune Surkis, domnule, e bine să ne oprim aici, caută-ți un om, caută-ți un ucrainian, caută-ți ce vrei, ceva. Da.